Cameleonul. Aceasta este o poveste din Noua Zeelandă. Emma și David, împreună cu fiica lor de 13 ani, Lily, s-au mutat aici de câteva zile. Erau însoțiți de menajera lor, Mary, și fiul ei, John. Era frig în Noua Zeelandă în acea noapte. Ultimul lemn a fost aruncat pe focul aproape stins. David, avem nevoie de mai multe lemne. Avem doar câteva crengi. Bine, voi aduce lemne. Voi aveți grijă de voi. David a început să meargă înspre pădure. Un bărbat ciudat stătea acolo cu multe lemne tăiate. Am nevoie de niște lemne tăiate. Da, luați-le, domnule, sunt de vânzare. David a luat lemnele și a simțit ceva ciudat. A văzut că bărbatul îl urmărea constant. A înconjurat grămada de lemne și a văzut un cadavru care arăta exact ca bărbatul cu care vorbise. Corpul tău fără viață e acolo. Cine ești atunci? O pisică a trecut prin fața lor atunci. Bărbatul ciudat a început să se micșoreze și a dat jos pielea și a rămas o creatură groaznică. S-a apropiat de pisică, i-a luat culoarea, forma și apoi tot aspectul pisicii. Pisica reală a murit. Nu, nu, nu se poate. E un cameleon. Ar trebui să plec repede. David a fugit spre casă, dar pisica l-a urmărit și l-a zgâriat pe spate și pe față. David a căzut. Îi era teamă. Lasă-mă! Nu mă ucide! Nu mă ucide! Cameleonul a început din nou să-și dea jos pielea de pisică și s-a apropiat de David. Forma lui semăna acum identic cu a lui David. David a murit apoi. Toată lumea îl aștepta pe David acasă. Mamă, de ce nu s-a întors tata? A trecut mult timp. Poate l-a omorât legendarul cameleon. Lily a fost surprinsă să audă asta. Ce este acest cameleon? Ce vorbește John? Atunci mama lui John, Mary, l-a certat. John nu vorbi despre asemenea lucruri. Nu, Mary, te rog să-mi spui despre cameleoni. Lumea spune că acești cameleoni pot lua forma oricui. Este foarte dificil să le vezi forma reală. Se găsesc în munți și păduri. Se spune că atunci când Dumnezeu a creat lumea, a făcut-o frumoasă, dar într-o zi, necuratul și-a trimis și el creaturile în lume. Cameleonii sunt una dintre ele. Oriunde apar, creează haos. Și pot să-și schimbe înfățișarea pentru a ucide pe toată lumea, dar vânează doar noaptea și nu pot sta în forma lor mult timp. Dacă stau așa, pot muri. Mi-e foarte frică, mătușă Mary. E doar o poveste, Lily, nu e reală. Apoi a sunat suneria și toată lumea s-a uitat la ușă. Vezi? S-a întors tatăl tău, Mary. Deschide ușa. Mary a deschis ușa și apoi lilieci au zburat în casă. De unde au venit acești lilieci? Când Mary s-a uitat afară din nou, a văzut silueta lui David cu brațele pline de lemne. Mary s-a uitat la David și ochii lui erau roșii. L-a recunoscut după ce l-a văzut. Fugiți toți! Este un cameleon! Toți erau șocați, dar nimeni nu a crezut-o pe Mary. Ce vorbești, mătușă Mary? E timpul de glume? David a intrat și ochii lui erau acum normali. Mary tremura când l-a văzut. Ai aici lemnele de foc, Emma? Acum poți face focul. David a mers înăuntru și a privit-o pe Mary, care era împietrită. Vă spun adevărul, doamnă Emma. Este un cameleon groaznic. Nu e domnul David, vă rog să mă credeți. Ce tot spui acolo, Mary? Tuturor le e foame, te rog să servești mâncare pentru toată lumea. Mary era în bucătărie și apoi David a intrat acolo. Mary, ajută-mă să fac niște cafea. Cine ești? Știu că domnul David nu bea cafea.
Brusc, David a zâmbit și pielea a început să îi cadă. Mary s-a speriat foarte tare. Cameleonul se plimba rapid prin bucătărie. Avea 4 picioare și o față guraznică. Se mișca foarte repede și era greu de văzut. De data aceasta a luat forma lui Mary. Corpul real al lui Mary a leșinat și a murit. Lily a văzut totul și a țipat și a fugit apoi. Mamă! Salvează-mă, mamă! Ochii lui Mary s-au făcut foarte roșii, a zburat și a prins-o pe Lily de gât și a împins-o. John și Emma au ajuns și ei acolo. Amândoi erau surprinși să o vadă pe Mary. Ce faci, Mary? Atunci Lily a vorbit. Nu e Mary, mamă. E un cameleon. I-a omorât pe tata și pe mătușa Mary. I-am omorât pe amândoi, acum e rândul vostru. Lily a început să fugă. Mary a prins-o de picior și a trântit-o de perete. Acum, cameleonul a scăpat de pielea lui Mary ca să intre în forma lui reală. John și Emma erau îngroziți de aspectul lui groaznic. A venit în forma reală și a început să fugă foarte repede. John și-a mintit ce a spus Mary. John a prins-o pe Lily de mână și a încuiat-o cu mătușa Emma într-un dulap. Acum cameleonul nu putea ajunge la ele și nu se putea transforma. Mătușa Emma, trebuie să recunoaștem. Dacă nu găsește un corp, va muri în curând. Trebuie să ținem ușa închisă deocamdată. Cameleonul suferea rău. A încercat să spargă ușa cu toată forța lui, dar Lily, John și Emma au ținut-o tare. Trebuie să mă schimb! Deschideți ușa! Deschideți ușa! Toți trei erau foarte speriați. Cameleonul a deschis ușa cu toată forța și toți au căzut la pământ. Nu vă voi lăsa acum! Se apropia de ei. Lily a aruncat obiecte în calea lui să tragă de timp. John și Emma aruncau și ei cărți și obiecte. A țipat tare când s-a apropiat de ei. S-a retras repede și a încercat să se schimbe în Lily. Dar nu a mai avut timp și pielea a început să se topească și astfel a murit cameleonul. Sfârșit. Jocul Ouija. Este o poveste din 1960. Un băiat numit Harry trăia în Polonia cu părinții lui. Avea 3 prieteni, Emma, George și Luna. Într-o zi, părinții lui Harry au mers la casa unor rude. Harry și-a chemat prietenii acasă. După câte zile casa cuiva era găsită goală și părinții nu mai mergeau niciunde. Toată lumea râdea și stătea pe canapea. Acum spuneți-mi ce să facem, avem toată noaptea la dispoziție. Să jucăm adevăr sau provocare. Ce joc vreți să jucați? Am multe jocuri. Care? Jocul Ouija. Tocmai l-am cumpărat. Arată distractiv. George a scos jocul Ouija din rucsac. Era o tablă neagră, crăpată și terifiantă. De unde ai această placă, George? Era a fratelui meu. Am găsit-o în beciul lui. Da, să jucăm! Nu știu, arată înfiorător. Ești lașă, va fi distractiv. Cei 4 prieteni și-au pus mâna stângă pe tablă și s-au uitat unul la celălalt. Lumânările ardeau. George a început să citească hârtia cu care a venit placa. Dacă este un suflet în jurul nostru, arată-te! Toți prietenii s-au uitat unul la celălalt și erau agitați. George a repetat. Dacă este un suflet în jurul nostru, arată-te! Atunci s-a auzit o sticlă spărgându-se. Când s-a uitat
intrat în fața casei, au văzut că era o fereastră spartă. Luna părea foarte speriată. Se pare că cineva ne-a auzit. Suflete, dacă ne auzi, răspunde-ne! Toată lumea s-a uitat spre tablă și literele au apărut în centrul tablei. Da! Copiii s-au uitat unul la celălalt îngroziți. Îmi e teamă, băieți, ar trebui să oprim jocul! Nu, jocul adevărat nu a început! George, ar trebui să întreb ceva sufletul! George s-a gândit un moment, apoi a întrebat. Cum te cheamă? Cu toții s-au uitat spre tablă, dar nu era niciun răspuns. Întreb din nou. Cum te cheamă? Literele anterioare au dispărut și au apărut altele noi. Răul. Răul? Îl cheamă Răul? E un demon, George, oprește jocul chiar acum! Brusc s-au stins toate lumânările și fumul a umplut camerele. Cei patru copii au început să tușească. George, ce se petrece? Sunt foarte speriată, ar trebui să oprim jocul. Toată lumea și-a luat mâna de pe tablă și a închis cutia. Fumul a dispărut. Slavă Domnului că totul e sub control acum! George, am supraviețuit cu greu azi! Da, Doamne, ai dreptate! O siluetă în umbră s-a ridicat în spatele lui George. Cei trei erau îngroziți când l-au văzut. George, uite, în spatele tău! George s-a uitat și a țipat. Brațele și picioarele erau foarte subțiri. Avea ochii roșii și avea vânătăi pe cap. Cei patru au tremurat când au văzut umbra. Ce s-a întâmplat? Copiilor, v-ați speriat de mine? Voi m-ați chemat. Știați, eram viu ca voi. Respiram și eu. Și știți ce am făcut? Am ars toți copiii mici și au murit. Și știți de ce? Pentru că eram nebun. Oamenii mă știau drept ucigașul malefic. Într-o zi am murit într-un accident. De atunci bântui lumea să vânez. Azi mi-ați ușurat munca. Pentru că m-ați chemat în această lume. George a fugit înspre tablă și a început să citească instrucțiunile. Vrem să te trimitem înapoi. Pleacă de aici, pleacă! Răul s-a apropiat de el, a rupt tabla și a luat hârtia în mână și a aruncat-o în cenușă. George s-a îngrozit când a văzut asta. Nu am venit aici să mă trimiteți înapoi. Ați înțeles? Răul l-a prins pe George de gât și corpul lui a început să fumege. A strigat tare. Emma, Harry și Luna au încercat să scape, dar flăcările i-au cuprins din toate părțile. Te rog să ne lași în pace! George s-a sufocat și corpul lui a început să ardă. A căzut și era ars, era doar un schelet. Harry a aruncat apă pe ușă să stingă focul. Dar flăcările nu s-au stins. În schimb, flăcările au devenit mai calde. Cel rău a venit la Harry și s-a agățat de corpul lui. Harry a țipat îndurerat. Cel rău a făcut un semn pe corpul lui Harry.
puterea lui a început să râdă. Apoi Luna și Emma au venit, iar Emma a luat crucea de la gât și a pus-o pe fruntea celui rău. Cel rău a suferit mult. L-a ars tare pe Harry și corpul lui a fost cuprins de flăcări. Luna, fugi de aici! Îl voi opri eu cu crucea asta! Cum rămâne cu tine? Nu-ți face griji pentru mine, pleacă de aici! Luna a început să fugă și cel rău a atacat-o pe Luna în locul Emei. A împins-o din spate și aceasta a căzut peste focul de la ușă. Și a început să sufere din cauza flăcărilor. Emma avea o cruce în mâna ei și imediat ce răul a început să o rănească, acesta era în dureri. Nu a putut-o răni deloc pe Emma. Voi reveni! Emma a început să plângă tare. Focul s-a stins. Tremura tare. A deschis ușa și a fugit departe de casă. Sfârșit. Duhul. Această poveste este din 1926. Părinții mei au murit în accident. Părinții mei au murit într-un accident, iar eu locuiam în Bagdad cu bunica mea, Sabina. Voiam să știu cum au murit părinții mei, dar bunica mea inventa mereu scuze, ca și când eram în clasa a 8-a și aveam 15 ani. Buni, acum trebuie să merg în alt sat să învăț. Binecuvântează-mă! Da, fiule, învață din greu și progresează. Pe ce cale te vei duce la școală? Buni, mă voi duce pe poteca care e aproape de apa din afara satului. Potecă? Nu, nu merge pe acea potecă. De ce nu, Buni? Nu, nu-ți poți răspunde. Dacă spun nu, atunci rămâne nu. Nu te apropia de acel loc. În acea zi, bunica mea a refuzat să mă lase să mă apropii de apă. Dar mi-a rămas în minte și m-am decis că voi merge la școală pe acolo. Până la urmă, mi-am făcut doi prieteni buni, Afrin și Hamza. Toți trei mergeam la școală pe aceeași potecă pe lângă apă. Știi ceva, Omar? Mama mi-a spus că un duh trăiește în aceste ape. Cu mulți ani în urmă a mâncat mulți oameni. Mai târziu a fost prins într-o oală și aruncat în acest lac. Nu se poate, Afrin. Poate de aceea bunica mea îmi interzice să trec pe aici. Dar cred că e un loc liniștit. Prietenii mei au vorbit cu mine când ne plimbam pe acolo. Până când Afrin a văzut doi ochi negri care ne priveau din apă. Afrin l-a văzut prima, cum se uita la ea. S-a întors înfricoșată. Cine e acolo? Cine? Ha, ha, ha! Nu e nimeni, Afrin! Cred că ți-ai văzut reflexia în apă! Atunci, în fața potecii, am văzut o femeie plângând. Stătea în haine rupte cu o găleată și plângea foarte tare. Hei, de ce plânge? Omar, nu te apropia de ea! Nu știm cine e! Sunt deja speriată și se întunecă! Să mergem acasă! Cum poți spune asta, Afrin? Ești foarte sperioasă. Suntem noi cu tine. Apoi, toți trei am mers la femeia care plângea. De ce plângi? Nu voi putea prinde niciun pește azi. Puținii bani pe care i-am avut au căzut în apă. Acum, ce să-i spun șefului? Copiii mei vor muri de foame, așa că voi muri eu aici înainte, sărind în apă. Nu, te rog, nu face asta! Spune-mi unde ai pierdut banii. Îi voi lua eu din apă și te vom ajuta să pescuiești. Ce vorbește acolo, Omar? E tot mai întuneric și nu uita, bunii, ți-a spus să nu intri în apă. Ceva nu e bine, să plecăm de ei. Stai acolo și taci, nu se va întâmpla nimic. Nu voi merge acasă fără să o ajut pe această biată femeie. Dar nu știam că cei doi ochi ne priveau. În zare era o mișcare la suprafața apei. O umbră ciudată care s-a ridicat ușor la suprafață. La început părea a fi un șarpe și apoi s-a transformat în șopârlă. Și-a schimbat forma mereu și mereu.
Afrin a privit în spate și nu a văzut nimic. Nu mă simt bine cu ce se petrece, Omar și Hamza, să plecăm de aici. Stai acolo în liniște, voi intra în apă. Mi-am scos cămașa și pantofii și am sărit în apă. Apa se mișca în valuri și era de parcă am primit un vas mic chiar în mâna mea. Hei, ce e asta? Un vas? Pare frumos, o să-l duc acasă. Am găsit monedele femeii în același loc sub apă și le-am dat înapoi și s-a apucat iar de pescuit. Am arătat vasul prietenilor mei, dar imediat ce femeia l-a văzut, ochii i s-au înroșit și a început să râdă. Valuri puternice suflau și apa a început să se agite brusc. Uite! Ai găsit vasul! După 200 de ani ai găsit vasul! Știam că vei face asta! Acum dă-mi vasul! 200 de ani? Despre ce vorbești? Oricum vasul e al meu, eu l-am scos din apă! Nu-l voi da înapoi! Ți-am spus că ceva nu e în regulă, nu? Acum să fugim de aici! Noi trei am început să fugim și femeia a luat forma unui câine și ne-a fugărit apoi. Ochii ei erau atât de înfricoșători. Apoi, brusc, i-au crescut aripi și s-a transformat într-o acvilă și a luat vasul din mâna mea în timp ce fugeam. Gata cu fugitul! Vasul e al meu! Azi, după 200 de ani, voi cunoaște Duhul din nou. A trebuit doar să am multă, multă răbdare. După ce a spus asta, s-a transformat în femeie și a deschis capacul. Imediat ce vasul a fost deschis, un fum gros a început să iasă. Un bărbat mare albastru a apărut, iar partea de sus a corpului era vizibilă, dar cea de jos era acoperită de fum. Wow! Sunt liber după 200 de ani! Acum voi conduce pământul! Și văzând femeia, a zburat spre ea, intrând în mintea ei. Foc a ieșit din gura ei, dinții ei s-au ascuțit și a început să râdă tare. Picioarele s-au transformat într-o coadă de șarpe. Am fost îngrosiți și am început să fugim pe drum, dar duhul fugea mai repede decât noi. Și m-a prins de picior și a aruncat acid pe fața și gura mea. Nu, lasă-mă în pace! Apoi duhul a intrat în corpul meu. A ieșit o limbă de șarpe din gura mea ca tentaculele. Ochii mi s-au făcut roșii. A început să plouă. Prietenii mei, Afrin și Hamza, au fugit de acolo. Au ajuns la casa bunicii și i-au spus tot. De ce s-a întâmplat asta? De ce a mers acolo, chiar dacă i-am interzis? Copiii mei, acela era un duh. Duhul acela i-a mâncat pe părinții lui Omar. De aceea v-am spus că nu puteți merge acolo. Ce e un duh, bunii? Un duh poate lua orice formă. Sunt și buni, dar majoritatea sunt răi. Pot intra în orice animal sau om și devine ca el. Au trei tipuri diferite în culori diferite. Pot fugi cu viteze de 20-28 de kilometri la oră și pot căra greutăți între 10 și 100 kilograme. Uneori iau forma creaturilor cu aripi și alteori a câinilor. Șerpii pot vedea duhuri și le sunt mereu prieteni. Asta înseamnă că Omar al nostru nu-și va reveni niciodată? Este un bărbat numit Hatim care poate are o soluție. Mergeți acasă, copii! Asta a făcut bunica mea. A mers și l-a găsit pe Hatim Baba.
camera lui Hatim avea poțiuni magice peste tot. Avea animale magice împăiate pe perete și se simțea puterea în acea cameră. Veniți, veniți! Duhul a luat pe băiatul meu. A, nu mai spune nimic, știu totul. De ce au mers acei copii în apă? Acum că vasul s-a deschis după 200 de ani, acum totul se va termina. Îl voi aduce aici pe Omar, nu uitați, azi îl voi aduce pe Omar aici. Nu uitați, azi duhul va lua un sacrificiu, viața cuiva. Hatim a început să cânte tare și a pus lemne pe foc. În scurt timp, Omar, adică eu, am devenit duh și am mers acolo. Atunci eram foarte mare, aveam aripi și ochii îmi erau roșii. Imediat ce am intrat în camera lui Hatim, aceasta s-a umplut de lumină roșie. De ce ai ieșit din vas? Ce ți-a făcut acest copil? Lasă-l în pace! E înghesuit acolo. Voi sta aici să-mi găsesc o casă. Voi distruge toată lumea! Hatim continua să cânte tare. În scurt timp, o luptă aprigă a început între puterile lui și puterile duhului. Duhul a ieșit din mine să lupte cu Hatim. Arăta ca un șarpe. De ce m-ai scos din corpul lui Omar? Acum voi intra în această bătrână. Înainte ca Hatim să poată face ceva, duhul și-a folosit puterile malefice să intre în bunica mea. Bunica a căzut de durere. Eram trist. Hatim a început să prindă duhul într-un vas. Las-o pe femeie în pace! Sau te voi închide în acest vas! Nu! Ce faci? Nu mă închide în acel vas! O voi lăsa în pace, voi face ce spui, vei fi stăpânul meu de acum înainte! Dar Hatim a continuat să cânte și duhul a ieșit încet din corpul bunicii mele și a fost tras în vas ca un fum. Apoi, bunica mea a murit. Bunica ta a murit, Omar. Nu are rost să plângi, trebuia să o fie ascultat. Acum mergi departe de aici. Nu am uitat niciodată acel duh. Și îmi dau seama că, din cauza greșelii mele, bunica mea a murit. Lumea duhului e foarte periculoasă. Sfârșit. Vampirul. Această poveste este din 1980. O fată numită Zara locuia cu părinții ei în orașul Dhaka. Lucra la o bibliotecă. Îi plăcea să citească. Când avea timp liber, stătea mereu să citească. Prietenii ei, Dan și Maria, o vizitau des la bibliotecă. Într-o seară, când Zara citea o carte la bibliotecă, Dan și Maria au venit să o sperie. Zara a strigat. Oh, sunteți de necrezut! E o bibliotecă, nu putem face gălăgie. Oh, fată, mereu citești cărți. Da, Dan are dreptate. Nu vii să ne vedem? Așa că te-am vizitat noi. Hei, nimic nu se compară cu o carte bună. Ghiciți pe care o citesc acum. Dan și Maria au întrebat fără interes. Care carte? Vampirul, enumit și regele Întunericului. Și despre ce este vorba? Spune-ne povestea. Dan și Maria s-au uitat unul la altul și au râs în fața lui Zara. E diavolul de care se teme toată lumea, știți? Dinți groaznici, ochi pătrunzători. Există un tunel în pământ și se deschide în 7 locuri din lume. Se spune că rămâne în tunel. Dar dacă cineva merge în acele 7 locuri și ia pietrele de acolo, atunci va ieși și va împrăștia frică în lume. Bine, unde sunt cele 7 locuri?
Zara le-a arătat o poză. Era o imagine cu o pădure care are o peșteră. Și copaci înalți în jur. Dan se uita cu atenție la loc. Hei, știu unde e? E o pădure aproape de oraș. Ce? Să mergem să vedem dacă e real sau nu. Nicio șansă! Gata cu poveștile tale cu fantome, am venit să te luăm. Nu, Maria, și eu vreau să știu dacă e real sau e doar o superstiție. Nu se poate, nu vreau să merg așa departe de oraș. Vino, Maria, ne vom distra. Nu am ieșit de mult timp. Bine, să mergem. Bine atunci, ne întâlnim mâine dimineață la mine acasă. Plecăm de acolo. Bine, sunt foarte nerăbdătoare să vedem ce se va întâmpla. În următoarea zi, Dan a plecat cu Maria și Zara să găsească peștera. S-au apropiat de peșteră. Dan a deschis cartea și a potrivit imaginea cu ceea ce vedea. Uitați, e ca cea din carte. În afara peșterii erau pietre, dar nu erau ca cele din carte. Să le dăm jos. Asta a speriat-o pe Maria. Sunt speriată, dacă e un vampir aici? Dacă ne prinde și ne mănâncă? Zara și Dan au râs de ea și au mutat pietrele. Le-a luat toată ziua să dea jos pietrele și i-a prins noaptea acolo. După ce au scos toate pietrele, au văzut o ușă în peșteră. Au văzut o imagine cu un animal bizar. Să mergem! Nu va ajunge? Să plecăm! Ne irosim timpul! Nu ți place asta? Acum că am venit așa de departe, nu plecăm până nu vedem totul. Imediat ce Zara a atins ușa, brusc un sunet s-a auzit dinăuntru. Ochii creaturii erau roșii și fugea spre ușă. Zara și Dan au deschis ușa mai mult. Acum ușa e deschisă și nu văd pe nimeni. Să plecăm, nu vreau să mai irosim din această zi. Când Maria s-a întors și a mers, o creatură groaznică s-a cățărat pe ea și a grohăit. Maria s-a întors și s-a uitat la el. Nu a mai văzut o asemenea creatură. Dan și Zara au văzut vampirul și erau înlemniți. Dan, Zara, salvați-mă! Vampirul e aproape, vă rog! A alunecat în spate când vampirul a prins-o de picior și a început să o mănânce. Maria a țipat de durere. Vampirul îi mânca carnea și sângele îi curgea din gură. Dan, fă ceva, o va ucide pe Maria! Sunt speriată! Nu înțeleg nimic! Ce să fac eu, Zara? Ai o piatră, arunc-o spre monstru! Bine, fă liniște! Bine! Dan a ridicat o piatră și a aruncat-o spre vampir. Vampirul s-a uitat la el și s-a înfuriat. S-a uitat înspre Dan și acesta a început să fugă. Vampirul l-a urmărit. L-a împins pe Dan din spate și acesta a căzut la pământ. S-a lovit cu capul de o piatră și a sângerat. Apoi Zara a ridicat-o pe Maria. Maria, trezește-te! Sunt prea speriată, Zara. Ne va ucide! Adună-ți curajul, Maria! Nu vezi ce groaznic e? Sunt prea speriată! Nu trebuia să venim aici. Mă-mi doare piciorul. Nu cred că voi mai putea merge vreodată. Spune-mi asta, Maria. Vom face față împreună. Stai calmă. Mă gândesc eu la ceva. Zara a găsit o carte căzută și a citit despre vampir. A fost surprinsă când a citit. Maria, există un singur mod să calmezi vampirul. Doar dacă cineva se sacrifică în fața lui și nu-l mănâncă. Până atunci nu se va opri.
Dan și-a deschis ochii. Era rănit la cap. S-a ridicat și a fugit speriat. Imediat a început să fugă, a văzut că vampirul era în fața lui. Nu! Lasă-mă! Nu! Nu! Vampirul se uita cu mânie la el. Ochii lui își schimbau culoarea și erau parcă mai mari. Imediat ce vampirul l-a atacat, Zara l-a oprit și a citit din carte. Vampirule, sunt Zara, vreau să mă sacrific. Vino să mă mănânci și stai departe de lumea asta. Maria și Dan erau șocați să audă asta și încercau să oprească pe Zara să se ofere drept sacrificiu. Nu fa asta, Zara! Zara, te rog, nu face asta! Totul se întâmplă din cauza mea. Eu trebuie să o repar. Dan și Maria au început să plângă. Vampirul s-a dus înspre Zara și a tras-o de picioare în peșteră. Zara țipa de durere. Ușa s-a închis singură. Maria și Dan au început să plângă și s-au îmbrățișat. Nu-mi pot închipui cum ni s-a putut întâmpla așa ceva. Ar trebui să plecăm de aici, Dan. Zara s-a sacrificat pentru a ne salva. Ar trebui să respectăm asta. Dan a fost de acord, dar plângea în continuu. Ai dreptate, Maria! Să plecăm de aici! Sfârșit. Mumia. Această poveste este din 1995. Max locuia în orașul Chicago. Muncea la un muzeu renumit din Chicago. Într-o zi, Max vorbea cu asistentul lui, Sheldon. Un sicriu alb era în fața lor. Sheldon, această mumie e din Egipt. Se spune că are 1000 de ani. E un rege foarte periculos. Se spune că regele a îngropat de vii 100 de oameni în pereții mormântului lui. Domnule, am auzit că în timp ce murea, acest rege le-a spus oamenilor că se va întoarce să conducă regatul. Ce? Și după moarte? Ce rege arogant era! Cred că a lăsat faima să-i se urce la cap. Da, ai dreptate, domnule. Poate cu el aici, muzeul va fi și el renumit. Da, e o idee bună. Mâine voi întreba șeful unde să o expunem. E timpul să închidem muzeul, să ne terminăm lucrul. Bine, domnule, vom decide unde să expunem mumia mâine. Să terminăm hârtiile de livrare. Max și Sheldon s-au întors în birou să termine documentele. Dar când au plecat din cameră, sicriul a început să scoată niște sunete. Ochii i s-au deschis, erau roșii și era înfricoșător. A rupt sicriul alb în bucăți și s-a ridicat privind ușa, de parcă căuta fiecare cameră ca să scape de moartea lui chinuitoare. Până ce a găsit o cale de scăpare din muzeu. Sheldon, închide tu, eu merg acasă. Bine, domnule! Max a plecat din clădire. Sheldon a închis fiecare ușă, dar când a trecut prin fața camerei cu mumia, a văzut bucățile sicriului rupt și mumia nu era nicăieri. Urme de picioare cu sânge erau din cameră în cameră în tot muzeul. Ale cui sunt aceste urme sângeroase? Se vedea pe fața lui Sheldon că și-a dat seama brusc. Ochii i s-au mărit de frică. Ceva trebuie să fie greșit! Ceva e greșit! Oh, nu! Mumia trebuie să fie vie! Acestea sunt urmele ei! A urmărit urmele în mijlocul unui lot de parcare acoperit de zăpadă. Oh, nu! Nu! Mașina lui Max era parcată chiar aici! Asta înseamnă... Sheldon a fost îngrozit și l-a sunat pe Max imediat. Max a răspuns într-un final. Sheldon a întrebat. Domnule, unde sunteți? Ce s-a întâmplat, Sheldon? Sunt pe strada Baker. Dar de ce e speriat? Domnule, acea mumie nu e în cutie. Nu e în cutie?
Unde e? Unde sunteți? Deci, despre ce vorbești, Sheldon? Nu, domnule, nu înțelegeți ce spun! Cu siguranță, Sheldon, te voi suna de acasă! Domnule, ascultați-mă! Apoi mumia s-a ridicat de pe bancheta din spate a mașinii lui Max. Ochii lui erau roșiatici, iar corpul era acoperit cu bandaje. Max a țipat când l-a văzut. Ai dreptate, Sheldon! Este în mașina mea! Max a pierdut controlul mașinii lui și s-a lovit de un copac. Domnule! Vin acum! Vin acum! Sheldon a fugit înapoi în muzeu să ia cheile, dar a luat și sare din biroul lui. Apoi a mers spre mașină. Max era rănit rău, capul îi sângera. Când s-a ridicat încet și s-a uitat înapoi, nu era nimeni acolo. A deschis ușa și a început să șchiopoteze și să fugă. Apoi mumia a fugit în fața lui. Max era îngrozit. A luat un băț și a lovit mumia peste față. Dar mumia abia s-a mișcat, iar bățul s-a rupt. Mumia a început să își scoată bandajele. Max a fugit, dar mumia și-a folosit bandajele ca o frânghie ca să-l ia de picioare pe Max. Lasă-mă, dă-mi drumul, lasă-mă în pace, dă-mi drumul, lasă-mă, 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 dă-mi drumul! Max a căzut în timp ce fugea. L-a implorat să îi cruțe viața. Nu, 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 lasă-mă, dă-mi drumul, lasă-mă, lasă-mă, dă-mi drumul! După cum am spus, mă voi întoarce și nu voi lăsa pe nimeni viu. Pe nimeni! Cu puteri supranaturale, mumia a legat bandajul deasupra unui copac și l-a tras pe Max în aer. Mumia a atins copacul și crengile l-au înconjurat pe Max, stringându-l puternic. Sângele de pe mâinile mumiei au pătat copacul. Max era îngrozit. Salvează-mă! Salvează-mă! Ajutor! Ajutor! O altă bucată de bandaj s-a înfășurat supranatural în jurul gurii lui Max și nu mai putea vorbi. În apropiere, Sheldon conducea rapid. Drumul era complet pustiu. Când a zărit strada Baker, a văzut că Max era legat de crengi atârnat de copac și mumia a dat apoi foc copacului. Sheldon era hotărât să-și salveze șeful. A accelerat și l-a lovit pe monstru cu mașina. Mumia s-a rupt în bucăți și a căzut la pământ. Sheldon a ieșit din mașina avariată și a ajuns la Max. Domnule, sunteți bine? Așteptați, vă dau eu jos! Ai ajuns la timp, Sheldon! Creatura urma să mă omoare! Apoi, bucățile mumiei au început să se conecteze din nou. Sheldon era șocat să vadă asta. Mumia a devenit și mai groaznică după îmbinarea părților. Ieșiți acum, domnule! Nu mai avem timp! Mumia s-a ridicat în spatele lui Sheldon și l-a apucat de gât, rupându-i oasele. Max se chinuia să scape, dar mumia a venit în fața lui. Max tremura de frică. Mumia și-a scos bandajul de pe corp și l-a înfășurat în jurul lui Max, strângându-se tot mai mult în jurul lui, apăsând gâtul și brațele. Sheldon stătea pe pământ, nu putea să se ridice, dar și-a amintit de starea pe care a luat-o din birou în mod inconștient. A luat-o și a aruncat-o spre mumie. Mumia a țipat în dureri în timp ce corpul îi era ars de sare. Apoi bandajele i-au luat foc și mumia s-a trântit la pământ. Sheldon l-a scos afară pe Max. Domnule, sunteți bine? Da, sunt bine, Sheldon. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu veneai. Domnule, ce putem face cu mumia? Nu o putem lăsa așa. Trimite-o înapoi de unde a venit. Nu o vrem în orașul nostru. Nu uita, nu spune nimănui de acest incident. Nu vreau ca oamenii să audă vorbe rele despre muzeul nostru. Mai târziu, niște oameni scoteau cutia mumiei din muzeu. Sheldon și Max au văzut că mumia era mutată de oameni. Apoi Max a întrebat. Sheldon, cum ai avut ideea să stropești mumia cu sare? Domnule, am văzut asta într-un film. Am zis să încerc și am reușit, domnule, ne-am salvat viețile.
Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu vedeai acel film. Nu știu, domnule, ce s-ar fi întâmplat atunci. Ambii s-au uitat unul la altul și au oftat ușurați când au văzut mumia plecând. După câțiva ani, doi oameni deschideau cutia mumiei și o puneau într-un muzeu nou. Atunci mumia și-a deschis ochii. Sfârșit. Povestea păpușii Anabel. Mama lui Donna i-a oferit o păpușă antică, frumoasă, drept cadou de ziua ei. Donna era atât de încântată și voia să o arate prietenei ei, Angie, imediat. Uite, Angie, ce frumoasă e păpușa! Mami mi-a dat-o! Îmi plac mult păpușile, mi-au plăcut încă din copilărie. Mama știe foarte bine ce-mi place. O, e chiar drăguță! Parcă ar fi reală și parcă ne vorbește. Foarte frumoasă! În acea noapte, Donna s-a jucat cu păpușa ei o vreme, după care a pus-o pe pat. Dimineața a plecat din casă pentru a lua micul dejun cu Angie. Dar singură în casă, ochii negri ai păpușii s-au făcut roșii și străluceau într-un mod terifiant. Camera, cu sunete groaznice, părea să se scuture. Și după un timp, când ambele prietene s-au întors în cameră, au fost șocate. Păpușa stătea pe scaun și nu pe pat și amândoi ochii îi erau roșii. Scena era inedită și înfricoșătoare. Hei! Am pus-o pe pat, cum a ajuns pe scaun? Ai luat-o tu? Nu! Suntem doar noi în casă. Nimeni nu e aici să intre în camera asta, deci cum s-a mișcat păpușa? Cum e posibil? Ambele prietene s-au uitat la păpușă și brusc un sunet ciudat s-a auzit în toată casa. Deseori după acea zi au început să se întâmple lucruri bizare cu acea păpușă. Erau sunete bizare care îți făceau inima să tremure. Uneori Donna găsea păpușa sub pat sau stând în fața ușii. Toate aceste incidente neplăcute se adăugau la mișcările misterioase ale păpușii. Uneori se auzeau râsete zgomotoase, precum ale unei fete care râde tare și furios. Alteori se auzea de parcă plângea un copil, dar din gura păpușii. Toate aceste incidente au fost de-a dreptul înfricoșătoare. Ambele prietene se speriau deseori în această situație, pentru că, sincer, ce este mai înfricoșător decât frica? Într-o zi, Donna a venit în camera ei cu prietena ei. A văzut cărțile date pe jos și multe bucăți de hârtie erau aruncate prin casă și pe ele scria ajutor. Hârtiile au început să zboare în aer cu o voce bizară. În acea zi, Donna s-a uitat cu atenție la păpușă și a observat că lacrimi de sânge cădeau din ochii acesteia. Amândouă s-au speriat, s-au îmbrățișat de frică și au apelat repede la un expert în paranormal. Vedeți, sufletul unei fete de 7 ani a fost prins în această păpușă. Numele fetei era Annabel Higgins. Numele fetei era Annabel Higgins, care a murit într-un accident. Sufletul fetei caută iubire. Îi sunteți simpatice. Acum e decizia voastră dacă vreți să trăiți cu ea sau nu. O vom ține mereu cu noi. Păpușa nu ne-a făcut niciun rău deocamdată. Este o păpușă foarte drăguță. Acum ne-am atașat și noi de ea. După câteva zile, un prieten de-al lor numit Lou a venit să stea cu ele în casă. Stătea într-o cameră separată. Lou s-a uitat cu atenție la păpușa Anabel și a văzut unele mișcări ciudate la păpușă. Donna, trebuie să o scoateți de aici sau într-o bună zi, un accident, ceva groaznic ți se va întâmpla. Lou, nu e posibil așa ceva. Am trăit cu Anabel mult timp. O iubim și ea ne iubește, nu văd niciun rău în asta. Fetele nu aveau idee câtă dreptate avea Lou
și nu l-au ascultat. Asta a fost cea mai mare greșeală a lor. Într-o zi, Lu dormea singur în camera lui. Voci groaznice au început să se apropie de el. Un râs înfricoșător se auzea din ce în ce mai teribil pe măsură ce timpul trecea. A văzut-o pe Anabel, care se apropia de el zburând prin aer. Plutea deasupra lui. Fața ei arăta îngrozitor. Ochii ei străluceau și erau roșii. Avea sânge pe marginea buzelor. Înainte de a-și da seama, l-a zgâriat pe piept cu ghearele ei. Lu a început să aibă dureri în piept. Ajutor! Ajutor! Salvați-mă de această păpușă! Voci groaznice se apropiau. Simțea de parcă cineva îl înjunghia în piept. Râsete teribile s-au auzit în toată camera. Lu nu se putea mișca din locul lui, de parcă cineva îl ținea pe loc. S-au auzit niște groaznice sunete scârțind peste tot. Era îngrozit și speriat. A înlemnit. Hainele lui erau rupte, nu putea vorbi coerent și, într-o secundă, a leșinat. Când a deschis ochii iar, țipa în durere. Avea 4 urme de gheare pe piept. Era rănit rău. Dona și prietena ei l-au găsit și au fost șocate. Amândouă s-au speriat foarte tare. Nu știau ce trebuie să facă. Dona s-a așezat luându-se de cap. Când vecinii lor au auzit ce s-a întâmplat, lumea l-a chemat pe părintele Hagen. A investigat-o pe Anabel și a înțeles repede că nu are puterea să distrugă păpușa. Așa că a chemat un preot de top, numit părintele Cook. El i-a contactat pe Ed și Lorraine Warren. Împreună au început să o studieze în profunzime pe păpușa Anabel. Acum, fiecare strat de adevăr începe să iasă la suprafață. Ed și Lorraine Warren nu au mai văzut niciodată o păpușă atât de periculoasă și misterioasă. După mai multe cercetări, au aflat adevărul despre păpușă. Au aflat că în păpușă nu se afla sufletul unei fete de 7 ani, ci sunetul unui diavol mare care se prefăcea că era copil. Scopul diavolului era să aibă control deplin asupra corpului lui Donna sau a prietenei ei, Angie. Dacă reușea în obiectivul său, ar fi putut provoca mari pagube permanente. Când Ed și Lorraine Warren au dezvăluit adevărul lor, pământul a fugit de sub picioarele lui Donna. Tremura de frică. Domnule, îmi e foarte frică! Vă rog să mă salvați de această păpușă periculoasă! Luați-o de aici! Poate deveni letală pentru oricine în orice moment! Nu-ți face griji, copila mea! O voi lua de aici pentru totdeauna! Apoi, nu vei mai fi în niciun fel de pericol. Apoi, Ed și Lorraine Warren au pus păpușa în portbagajul mașinii și au plecat. Dar imediat ce au pornit mașina, aceasta se mișca tot mai repede și volanul era blocat. Frânele nu funcționau. Sunete ciudate se auzeau din portbagaj. Au sărit din mașină în viteză înainte să se lovească de un copac. Ed și Lorraine Warren s-au gândit mult și au dus apă sfințită și au stropit-o pe păpușa Anabel. Apoi păpușa s-a calmat. Iar apoi au pornit mașina și au ajuns acasă. Acum știau că nu va fi simplu să controleze păpușa. La casa lui Ed și Lorraine, păpușa se mișca și acolo din loc în loc. Așa că l-au chemat pe Jason Bradford, un alt preot catolic renumit. Preotul Jason a demonstrat puterile sale și a ridicat păpușa în mână și a spus: Ești o simplă păpușă! Nu vei face rău nimănui! După ce a spus asta, a plecat înspre casă. După puțin timp,
a apărut la știri că era să moară într-un accident groaznic. Acum, preotul Jason, Ed și Lorraine Warren s-au hotărât împreună ca păpușa Annabelle să fie încuiată într-o cutie de lemn. Au ținut cutia în muzeul lor. Chiar și azi, păpușa este ținută în muzeu în aceeași cutie de lemn. Odată, un prieten de-a lui Ed și Lorraine Warren s-a distrat pe seama păpușii Annabelle când discuta cu ei. Apoi a urcat pe motocicletă cu soția lui și au avut un accident groaznic și au murit. Acum, lumea se teme să spună numele ei, Annabelle. În prezent, Annabelle este închisă în cutia de lemn a muzeului. Nimeni nu a îndrăznit să o vadă. Chiar și azi, Annabelle este considerată cea mai periculoasă păpușă blestemată din lume. Sfârșit. Bigfoot. O echipă de 5 alpiniști stătea în cort, între doi copaci, pe un deal înalt, acoperit de zăpadă. Vânt rece bătea afară. Un foc era aprins pe o parte. Animale sălbatice scoteau sunete din pădurea deasă. Cu toții vorbeau între ei. Au trecut 15 zile de când am ajuns aici. Până acum nu l-am văzut pe Yeti și nici măcar o urmă. Da, da, suntem cu toții disperați să-l vedem. Cel puțin o avem pe Lily cu noi ca momeală. Dacă Yeti o va vedea, sigur o va răpi. Cine știe când îl vom vedea? A plecat cu John, îți faci griji pentru nimic. Nu trebuie să-ți faci griji, se vor întoarce îndată. Mă voi întoarce imediat, apoi putem continua misiunea. Bine, Joe, cum spui tu? A trecut timp și acum era târziu și Joe nu s-a întors. Sunete groaznice ale animalelor sălbatice îi înconjurau. Toți colegii lui Joe și-au făcut griji pentru el. Unde a plecat? Trebuia să se fi întors deja. A plecat prea departe? E pericol pretutindeni? Ar trebui să verificăm. Când James a ieșit din cort, cineva a țipat din depărtare. A ascultat cu grijă. Era vocea lui Joe, cu siguranță. Ajutor! 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 John! Gomez! Veniți, vă rog, repede! James se uita în direcția de unde venea vocea. A văzut ufișurile mișcându-se și a auzit sunete puternice de cimpanzeu. Încet, vocea lui Joe nu s-a mai auzit. James a fugit spre pădure în căutarea lui. Nu a putut vedea pe nimeni. Dar a găsit o potecă ce îl ducea către munte. Lei sălbatici îi dădeau târcoale. A văzut unele urme mari. A privit apoi mai atent. Sunt urmele a cuiva cu picioare foarte, foarte mari. Brusc, James a țipat tare. Joe, Joe, unde ești? Gomez, John, veniți repede! După un timp, Gomez și John și Lily au venit alergând. Ce s-a întâmplat, James? De ce ai țipat? Unde e Joe? Nu e nicio urmă de Joe. A venit pe aici și acum nu mai știu încotro a plecat. Am auzit țipetele lui. Tufișurile se mișcau acolo. Apoi am venit aici și nu era nimeni. Uitați, priviți aceste urme lungi și mari. Sunt niște urme foarte mari. Poate sunt urmele unui yeti. Cum putea Joe să dea de necaz? Da, asta era datoria mea, dar e amuzant. Yeti preferă băieții amuzanți? Nu e timpul de glume. Trebuie să-l găsim. Să mergem. Identificați urmele. Cu toții au pășit în față să vadă urmele. Ningea foarte puternic.
Ajungând la munte, s-a adunat foarte multă zăpadă. Cu toții îl strigau pe Joe. Vocile lor se loveau de munte și deveneau ecouri. La distanță, au văzut o umbră lungă lângă o apă. Au auzit niște sunete teribile venind de acolo. Joe! 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 Joe? Unde ești? Uitați! Pistolul lui Joe e pe pământ! Da, e pistolul lui Joe! Nu suna bine! Nu, nu se poate întâmpla asta! Ați văzut vreun yeti sau animale sălbatice? Nu, am văzut tufișurile mișcându-se. Apoi Joe a țipat. Era sigur Joe. Un lucru e sigur. Joe are probleme mari. Văzând urmele mari, un lucru a fost clar. Joe a fost luat de un yeti sau altă creatură mare. Nu am văzut niciodată un yeti, dar am auzit că sunt teribili. Au picioare lungi și gheare mari. Urmele de gheară ce le-am văzut erau destul de mari. Mi se pare că Yeti e o creatură foarte periculoasă. Ne-a luat unul din colegii noștri dragi. Acum, că e noaptea, ar trebui să ne întoarcem la focul de tabără. Sau vom urma noi? Putem merge să-l căutăm pe Joe dimineața, când vom vedea mai bine. Doamne, ai grijă de Joe! Întunericul acesta e înfricoșător. Să ne întoarcem! Vânturi puternice cu gheață au început să sufle. John, James, Gomez și Lily erau în drumul spre tabără. Întunericul era tot mai intens. Lily s-a uitat în spate spre lac și a văzut din nou o siluetă înaltă și neagră la distanță. Săracul Joe! Nu știu cum se simte. Doamne, te rog să-l protejezi. Trebuie să începem să-l căutăm mâine, la prima oră, orice ar fi. S-au întors cu toții la corturile lor. În afară de lumina corturilor lor, întregul întuneric s-a răspândit în jurul taberei lor. Sunetul câinilor sălbatici se auzea în depărtare. Tuturor le era dor de prietenul lor. Joe nu putea dormi. Erau pur și simplu prea speriați. John s-a sculat să se ușureze și a ieșit din cort. Ai grijă, John! Nu merge prea departe! Stai, am nevoie și eu! Voi veni cu tine! Mulțumesc, prietene! Voi sta aproape de acest cort. Nu va dura mult. Yeti nu mă va prinde. Nici nu rosti numele acela! A făcut ca bunul nostru prieten să dispară! După puțină vreme, vocea lui John s-a auzit. Oh, nu! E teribil! John, ce s-a întâmplat? Nu, nu, nu-ți face griji, sunt bine, dar acest biet miel nu a avut același noroc. Ce a pățit mielul? Acest piton uriaș l-a înghițit. E un piton teribil. Înainte yeti și acum pitoni? Suntem înconjurați de pericole aici? S-au grăbit înăuntru amândoi și apoi au început să vorbească. Jones a scos broșura pentru drumeția pe munte. Uite, cu litere mici, spune că sunt pitoni, yeti, câini sălbatici și păsări otrăvitoare. Ce? E o capcană a morții? Fiecare animal încearcă doar să ne prindă și să ne ucidă? Hei, Lily, haide cu noi! Nu dormi nici tu! Nu pot dormi într-o astfel de noapte. Uite cum James se agită în somn. Nu dorm. Aștept doar să se crape de ziua. Nu vom dormi bine până nu îl găsim pe Joe. Cei patru prieteni au vorbit în liniște așteptând lumina. Aproape, un sunet groaznic de cimpanzeu s-a auzit lângă tufișuri. Mai erau și sunete de câini sălbatici. Tufișurile se scuturau. Bine, aveți grijă. Nimeni nu iese singur. Se pare că Yeti s-a întors. Umbra din spatele tufișurilor înseamnă moarte sigură pentru oricine merge acolo. Brusc, un porc sălbatic a țipat îndurerat și apoi țipătul s-a oprit brusc.
apoi zeci de câini au țipat în distanță și zgomotele teribile de cimpanzeu au revenit. E vocea lui Yeti asta? Sună ca un cimpanzeu, dar are o frecvență mai ridicată. Am auzit vocea lui, dar nu merită să riscăm să-l vedem. Ai dreptate, dacă ne apropiem de el, ar fi ca și cum te-ai holba în ochii morții. După puțin timp, era liniște peste tot. Razele de soare atingeau pământul. Cei patru prieteni au ieșit, au mers înspre acel tufiș și au văzut aceleași urme mari. Au continuat căutarea pentru prietenul lor, Joe. L-au căutat peste tot, dar nu l-au găsit nicăieri. Au văzut un bătrân localnic alpinist. John l-a strigat. Bună, bătrâne! Vino aici, te rog! Locuiești în apropiere? Da, am locuit în această zonă de 65 de ani. Ai văzut vreodată un yeti aici? Sincer să fiu, nu l-am văzut niciodată, dar am văzut multe urme. Am auzit de el în poveștile bunicii mele. Am auzit că sunt groaznici și mereu înfometați. Poate de aceea ce îi văd nu mai trăiesc să spună nimănui. Am auzit și eu multe despre ei. Cred că ar trebui să plecăm. Dacă nu l-ați văzut în 65 de ani, atunci nu e nicio speranță pentru prietenul nostru, Joe. L-au căutat peste tot. După puțin timp, s-a așternut liniștea peste tot. Razele soarelui atingeau pământul. L-au căutat, dar nu au găsit nimic. Au continuat căutarea pentru prietenul lor, Joe. L-au căutat peste tot, dar nu au găsit nimic. Multă lume ne spune de Yeti, dar nu există nicio dovadă concretă. Yeti... Slenderman. Această poveste este din 1949. Erau atunci patru prieteni apropiați, Cooper, Rosie, Joseph și Mary. Toți patru învățau la aceleași cursuri la universitate și toți din campus vorbeau despre cât de bună este prietenia lor. Cei patru erau foarte apropiați și mereu glumeau unul cu altul. Nu aveau niciodată nevoie de un al cincilea prieten. Cooper, nu-ți vei găsi niciun partener de viață. Nu trebuie să-mi găsesc. O să mă căsătoresc cu tine. Nu se va întâmpla niciodată, Cooper. Mary e uimitoare, dar nu destul cât să tolereze unul ca tine. S-au anunțat vacanțele de iarnă la facultate și prietenii au plănuit să meargă în pădure. O să aduc jeepul tatei. Ne vom distra pe cinste. Yo, mă întreb ce haine să port. Mary, te rog să explici. Nu purta rochii acolo. Mergem în pădure, nu în club. De parcă nu știu asta. Adu o cameră bună, vreau multe poze. Cu mine. Cu un jeep deschis au ieșit în pădurea din apropiere. Hei, wow, ce loc frumos, Joseph. Să parcăm jeepul și să ne plimbăm pe jos. Bine. Cum se plimbau prin pădure, pădurea devenea tot mai deasă și întunecată. Cooper, e un loc foarte frumos. Ia camera și fă mai multe poze. Așa că sunt cameraman pentru tine? Îmi place să mă uit și eu la pădure. Se bucurau de pădure. Apoi Rosie a observat că Mary nu mai e cu ei. Hei, Cooper, unde este Mary? Îi făceai poze mereu. Era cu mine, cu o clipă în urmă. Făceam poze împreună deasupra acelui loc acolo. Să vedem, arată-mi camera. Rosie a luat camera să-l tachineze pe Cooper. Toate pozele cu Mary arată foarte bine. Dar apoi în fundal era un bărbat slab și înalt în poze cu o haină neagră și
pantaloni negri. În mai multe fotografii era la distanță, apoi cu fiecare poză se apropia tot mai mult de Mary. Rosie a țipat de frică. Cooper? Joseph? Vă rugăm să vă uitați la aceste poze! Împreună, cei trei au început să se uite la poze și au fost uimiți de frică. Acel bărbat purta un costum negru și mâinile lui erau ca tentaculele. Se apropia mereu de Mary și brusc Mary a dispărut în următoarea poză. Unde a plecat Mary? Rosie, ar trebui să fugi înapoi la jeep. Dar Mary... Fugi înaintea lui, Rosie, înapoi la jeep și pe drum. Cei trei au început să fugă, strigând numele lui Mary. Când au ajuns la jeep, au văzut-o pe Mary trecând, stând în mijlocul drumului. Ochii ei erau roșii și tentacule ieșeau din corpul ei. A început brusc să râdă tare. Băieți, fugiți și mă lăsați singură? Când Mary și-a deschis gura, umbre negre au ieșit ca în ceață, până ce s-au adunat în jurul ei și un bărbat înalt a ieșit din ceață. Arată imens! Gura lui e foarte lungă și foarte albă. Și tentaculele tremurau. Fața lui era goală, fără ochi, fără urechi, fără nas. Cei trei prieteni erau înghețați de teamă și au început să se miște departe de el. Dar bărbatul înalt a alunecat spre ei și l-a prins pe Joseph. Joseph! Fugi, Rosie, sau ne va prinde! Rosie a fugit, dar s-a uitat în urmă. I-a văzut pe Joe și Mary plimbându-se în ceață pe drum, cu bărbatul înalt între ei. Dumnezeu nu mă va ierta niciodată! Cooper și Rosie s-au întors la jeep și au plecat. Au condus chiar la secția de poliție și le-au spus ce s-a întâmplat. Bine, am scris raportul, dar cum ne-ați spus, ucigașul nu arată ca un om normal. Avem multe plângeri despre el, de fapt. Slenderman. Poate fi supranatural, dar vom încerca să aflăm mai multe despre el. Slenderman? Da, Slenderman. Mereu capturează tinerii. A îngrozit întreaga zonă. Nu ar trebui să mai mergeți în pădure. Asigurați-vă că o să spuneți asta și colegilor și părinților. Ambii s-au întors la facultate, dar Rosie nu se putea gândi la altceva. Frica ei de Slenderman i-a rămas în minte. Cooper a încercat din greu, dar nimic nu ajuta și directorul universității a sunat pe părinți. Ascultați, fica dumneavoastră a avut un atac de cord, dar credem că e o afecțiune spirituală, deci ar trebui să o duceți la un preot pentru a vedea dacă se descurcă. Părinții lui Rosie au dus-o la biserică și pastorul și-a pus mâna pe capul ei. Ce s-a întâmplat cu fica mea? Va fi bine? Da, e bine, dar a suferit un atac de cord. L-a văzut pe Slenderman. Nu va fi ușor să o vindecăm. Dar cine este acest Slenderman? Slenderman atrage mereu tineri. Cu mulți ani în urmă, un copil drăguț numit Simon trăia cu părinții lui. Era foarte diferit de restul copiilor. Prefera să se plimbe și să se joace singur în pădure, în loc să se joace cu alți copii. Nu merge în pădure singur, Simon. De câte ori ți-am spus asta? Într-o zi, Simon s-a întors de la o plimbare prin pădure, a văzut că i-a ars casa și părinții au murit în flăcări. Simon a fugit departe, plângând, până ce s-a adâncit tot mai mult în pădure. Când a ajuns în cea mai întunecată parte a pădurii, a întâlnit o bătrână venind din depărtare, ce trăia într-o casă mică. Simon a mers la ea și ea l-a adoptat. Din acea zi, Simon a numit-o Bunny. Nu am precizat că Bunny avea o nepoată pe nume Angelina, nu-i așa? Vei fi prietenul meu, Simon? De ce nu, Angelina?
Și în acest mod s-a dezvoltat o prietenie între ei. Cei doi au crescut împreună și s-au îndrăgostit unul de altul. După puțin timp, Bunny a murit. Și inima Angelinei era tristă. Nu fi tristă, Angelina. Nu ești singură. Ce îi spune să ne căsătorim? Și amândoi au trăit fericiți căsătoriți. După un scurt timp, au fost binecuvântați cu o fiică. Au numit-o Slendrina. Erau cu toții fericiți. Îți mulțumesc, Angelina. Nu am crezut niciodată că voi fi fericit din nou datorită ție. Slendrina a început să crească. Cei trei se distrau pe cinste. Și într-o zi, Simon s-a întors acasă din oraș și a văzut că Angelina și Slendrina stăteau fără viață întinse în curte. Era șocat și nu a reacționat. Apoi a fugit imediat în casă, în bucătărie. Afară, Angelina și Slendrina au început să râdă. Se prefăceau doar. Apoi au auzit un sunet groaznic din bucătărie. Au fugit în bucătărie și l-au văzut pe Simon pe podea. S-a înjunghiat singur. Simon, ce ai făcut? Doar glumeam. Simon a murit și o umbră l-a cuprins. Și Simon a început să crească mai înalt. Tentacule au început să iasă din corpul lui. Toate părțile feței, nasul și urechile au început să dispară. Încet fața lui a devenit goală. A devenit înalt și alb și a dublat înălțimea. Se apropia de cei dragi, dar ei se temeau. Fugi, draga mea, fugi! Acum nu mai e nimic pentru tine aici. Dar vino și tu, mamă! Da, voi veni și eu, dar acum fugi și nu privi înapoi. Pleacă! Angelina nu a putut fugi repede și Simon a prins-o și a dus-o în lumea umbrelor negre. De atunci încolo, toată lumea a început să-l numească Slenderman. Și se spune că și azi își caută fiica de 14 ani în pădure. Așa că oricând un tânăr vine, îl prinde. Dar, tată, fiica noastră va fi bine, nu-i așa? Da, da, ai încredere. Nu o lăsa să iasă noaptea. Trebuie să o protejăm de umbra malefică. Și și-a pus și talismanul în jurul gâtului. Părinții lui Rosie au tratat-o la spital, dar creierul ei nu se vindecă. Și trăiește nebunește pentru tot restul vieții, de teama umbrei lui Slenderman. De acea gură lungă, de acele tentacule lungi. Indiferent când vorbea despre el, când se gândea la el, țipa și urla tare în camera ei singură și nu a trăit fericită până la adânci bătrâneți. Sfârșit.
Vrăjitoarea Bell. Această poveste a început în anul 1804. John Bell și familia lui trăiau într-o casă mare de 300 de ari de pământ. Erau renumiți în Adams, Tennessee. Trăiau fericiți, dar după ce au trecut 10 ani, ceva s-a întâmplat în 1817. Ceva care le-a schimbat viața permanent. Într-o seară, John Bell a venit în camera fiicei lui, Elizabeth, și a văzut că ea făcea broderii. Elizabeth, nu ai adormit încă, fiica mea? Da, tată, voi merge să dorm acum. Elizabeth s-a culcat pe pat și John a acoperit-o și era pe cale să sufle lumânarea. Nu, tată, lasă lumânarea aprinsă. Îmi e teamă de întuneric. Înainte nu te-ai temut niciodată de întuneric. Ce s-a întâmplat, Elizabeth? Nu pot să-ți explic, tată, dar uneori simt o teamă bizară în inimă. Vom vorbi mâine despre asta. Acum ar trebui să dormi. Elizabeth dormea în pat acoperită, când brusc vânturile au început să sufle și un fulger s-a ivit pe cer. Sunetul unei uși deschizându-se încet s-a auzit, ajungând și la urechile ei. Și se părea că o umbră stătea la picioarele lui Elizabeth. Părul ei lung îi se scutura, ochii ei erau slab vizibili și ea i-a tras încet cearceaful lui Elizabeth de pe față. Elizabeth l-a tras în sus iar, silueta întunecată l-a tras jos iar. Apoi, în sfârșit, Elizabeth și-a deschis ochii și s-a trezit. Vrăjitoarea a început să zboare prin cameră. Când a văzut asta, Elizabeth a plâns tare de teamă. Tată! Tată, salvează-mă! Tată! John a fugit și a intrat în cameră. Ce s-a întâmplat, Elizabeth? Ai avut un coșmar? Elizabeth și-a pierdut vocea. Tot ce putea face era să se uite în sus și să se gândească la acel incident groaznic pe care nu putea să și-l scoată din cap. Tată, pot dormi în camera ta? Te rog, nu vreau să dorm aici. Bine, dragă, dar să nu o deranjăm pe mama. Voi dormi aici cu tine. Mama nu se simte prea bine. În următoarea zi, mama lui Elizabeth, Frida, punea hainele afară la uscat când a sosit Elizabeth. Dragă Eliza, ai avut un coșmar ieri? Nu, mamă, era totul real. Crezi că mint, dar chiar s-a întâmplat. Bine, dragă, mergi în camera ta. Voi pregăti eu prânzul și te voi chema când e gata. Elizabeth a mers în camera ei. Frida a intrat în casă după ce i-a pus hainele la uscat. Când vrăjitoarea a văzut-o pe Frida că intră în casă, a zburat rapid spre ea și toate hainele au căzut pe jos. Când Frida s-a uitat în spate, vrăjitoarea stătea în fața ei. Vrăjitoarea cu inima crudă a atacat biata femeie și a zgâriat-o pe brațe, în timp ce o lovea cu picioarele. Frida a căzut la pământ fără să riposteze. Elizabeth s-a grăbit să o ajute pe mama ei și a văzut că vrăjitoarea o ținea pe Frida de gât ridicată în aer. Elizabeth era îngrozită când a văzut asta. Mamă! Lasă mama în pace! Pleacă de aici, creatură groaznică! Nu voi lăsa pe nimeni în pace! Voi ucide pe toată lumea! Voi reveni și de data asta voi ucide pe toată lumea! Apoi vrăjitoarea a dispărut. Mama și fiica au început să plângă, iar John a ajuns și el acolo într-un târziu. Era speriat când a văzut cum arată familia lui. Trebuie să facem ceva! Nu pot să-mi văd familia așa. Voi trimite o scrisoare prietenului meu, Jackson. Este un expert în paranormal și ne va ajuta. Până atunci, trebuie să stăm uniți. Noaptea, John și familia lui stăteau împreună. John ținea o cruce în mână și le păzea pe Frida și Elizabeth. Brusc a auzit o voce. John, salvează-mă, John! A simțit vocea Fridei. Apoi o voce care semăna cu cea lui Elizabeth. Tată, salvează-mă, te rog! John le-a văzut pe Elizabeth și Frida cum dormeau. A realizat apoi că vrăjitoarea a ajuns acolo. John a auzit un țipăt foarte zgomotos. Era atât de intens încât a scăpat crucea din mâini
care a ajuns pe podea și un scaun a fost trântit peste ea. John a început să caute crucea, în același timp a auzit țipete. Când a privit în spate, vrăjitoarea malefică o pălmuia foarte tare pe Elizabeth. Lasă-mi familia în pace! Dă-le drumul! Atunci a venit Jackson, care i-a arătat vrăjitoarei crucea. Când a văzut crucea, vrăjitoarea s-a ascuns înconjurată de un nor. De ce ești aici? De ce-i hărțuiești familia lui John? Vrăjitoarea s-a uitat cu ură la John și a prins-o pe Frida de păr și a tras-o. Întreabă-mă cine sunt, John! Nu mă recunoști, John? Nu știi cine sunt? Sunt Cat Bats, cea pe care ai ucis-o cu 10 ani în urmă. Toți acești ani am dorit răzbunare. Acum puterea mi-a crescut și nu mai las pe nimeni în pace. Voi distruge această familie. Dacă încearcă să-și salveze familia, atunci John trebuie să moară. Să moară! Voi distruge această familie întreagă! Toată lumea a fost surprinsă de asta. John era șocat și a început să plângă. Cine era Cat? John, spune-ne cine era Cat! Cat era vecina noastră și din 300 de arii ai noștri, 200 erau a ei. Atunci familia mea nu era încă mutată în această casă. Eu am pus ochii pe terenul lui Cat. Am mers să vorbesc cu ea într-o zi. A refuzat să-mi dea pământul și mândria mea a fost rănită. Așa că într-o noapte am ucis-o și i-am luat tot pământul. Tată, nu am crezut că ești atât de mânios și dur. Mi-e rușine cu tine. Vrăjitoarea vrea răzbunare. Singurul mod în care va fi mulțumită e dacă moare John. Altfel va continua să bântuie și să tortureze această familie. Brusc, toate lumânările s-au stins. Din nou, vrăjitoarea avea furie în ochi și și-a făcut prezența simțită. A mers la Elizabeth și Frida și le-a apucat de gât, ridicându-le violent în aer. Ce crezi, John? Vrei să vezi cum moare întreaga ta familie? John era șocat. S-a mișcat încet și a ridicat cuțitul care era pe masă și s-a înjunghiat singur. Mulțumită, vrăjitoarea le-a eliberat pe biata mamă și pe fiica ei și a dispărut de acolo. Elizabeth și Frida au fugit la John plângând. Iertați-mă! Iertați-mă dacă puteți! Sfârșit!